Imagini inedite la Constanța. Un utilaj al companiei de apă a căzut într-un crater care s-a format din cauza greutății sale. Utilajul scotea apă dintr-un canal după o avarie. Totul s-a întâmplat pe strada Ștefăniță Vodă, unde a fost din nou avarie la o conductă. Reprezentanții companiei de apă spun că Raja va suporta reparația șoselei. De altfel, aseară, după ce utilajul a fost scos din groapă, zona a fost împrejmuită și semnalizată corespunzător. Urmează ca groapa creată în asfalt să fie umplută cu pietri iar ulterior drumul să fie asfaltat și adus la starea inițială. În ultima perioadă, pe strada Ștefăniță-Vodă au fost mai multe avarii. Cel mai probabil, apa scurse din conductele sparte a măcinat straturile de sub asfalt, iar strada a cedat sub greutatea utilajului chemat pentru a ajuta la remedierea problemei.